Știrile la fix vă sunt prezentate de Lavinia Cepu și Mihail Labagiu. Știrile pe scurt. Rechinii imobiliari pot tăia într-o singură noapte peste 500 de copaci. O nouă serie de crime tulbură o comună gălățeană. Taxa auto, o problemă care arde buzunarele. Peste 500 de pomi fructiferi din stațiunea de cercetare Pomicula Băneasa au fost tăiați cu bestialitate de către persoane neidentificate noaptea de joi spre vineri. Cei 20 de pasnici angajați ai stațiunii nu au văzut și nici nu au auzit nimic. Nici nu aveau cum, deoarece erau toți la birtul din localitate pentru a vedea meciul din Liga Campionilor. Poliția, chemată la locul faptei, a făcut cercetări sumare și după prelevarea de probe și o adâncă analiză a acestora a ajuns la concluzia că este vorba de un atac al rechinului imobiliar. Studioul nostru vă oferă în exclusivitate un portret robot al acestei creaturi de o ferocitate extremă. Vă anunțăm că imaginile sunt șocante și pot provoca mici leziuni pe creier proprietarilor de terenuri din zonă, care așteaptă de 18 ani retrocedarea acestora. Dacă îl vedeți, vă recomandăm să nu-l deranjați. Vă rugăm să sunați la numărul de telefon de pe ecran și să vă asigurați că aveți cu ce să plătiți tariful. Tariful este total exagerat. Dar orice informație este importantă pentru rezolvarea cazului. Bineînțeles. În cadrul rubricii Cine a mai dispărut de pe strada mea, azi vă relatăm un caz cutremurător întâmplat aseară într-o comună gălățeană. Cu amănunte, atât de gustate de publicul nostru fidel, vine de la locul faptei doctorul Ignat Docențiu. Docențiu, ai legătura. Mulțumesc, Lavinia, mulțumesc, bună ziua, dragi telespectatori, bună seara pentru telespectatorii care se află pe alte continente. Stimați telespectatori, am în mână o fotografie, vă rog frumos să vă uitați la ea, priviți-o, sunt doi bărbați, foarte buni prieteni de băutură, care sunt și colegi de muncă la abatorul din localitate. Au lucrat foarte mult timp la abatorul din localitate. Ei bine, vă rog frumos să lărgiți cadrul, hai, lărgiți cadrul, vă rog frumos, avem aici bucăți de carne. Vă întrebați probabil ce legătură are una cu cealaltă, da? Ei bine, există o legătură. Și anume, faptul că cei doi bărbați, ieri, după amiază, au început să bea bine în fața televizorului, dorind să urmărească reportaje incitante, specifice, orei 5. Negăzind absolut nimic bun pentru ei, au încercat să producă ei unul. Așa că au plecat acasă, vă reamintesc, cei doi au lucrat la abator timp de mai mulți ani. Au plecat acasă la ei și au început să-și taie bucăți din corp. Astfel, au lucrat bine și repede și au reieșit 80 de kilograme de carne macră fără os. Rudele, cei care sunt apropiați, au o mare problemă. În momentul acesta, nu reușesc să deosebească a cui este bucata asta de carne, dacă este a unei dintre ei sau a altuia dintre ei. Este o mare problemă. Ca și cum acest lucru nu ar fi de ajuns, a mai apărut o problemă, deoarece poliția a venit ieri cu doi câini în cercetare la acest caz. Ei bine, nu putem să acuzăm cu nimic, cu absolut nimic, nu putem acuza bietele animale, dar medicul legist venit să cerceteze și el cazul, să încheie totuși acest caz oribil pe care îl puteți vedea și dumneavoastră, a constatat că lipsesc foarte multe kilograme din carnea, din cele 80 de kilograme de carne. Doamnelor și domnilor, de la fața locului, mereu la datorie, Ignat Docențiu, doctorul. Lavinia, ai legătura. Mulțumim, Docențiu. Continuăm cu un subiect de maximă actualitate. Taxa auto a încins spiritele cetățenilor români care au optat pentru achiziționarea de mașini second hand. Vom dezbate acest subiect cu invitatul nostru din această seară, domnul Leontin Dop, proaspăt sosit din Spania de la muncă. Domnule Dop, ce vă nemulțumește în acest moment? Sunt atât de supărat, ascultă-mă, am fost să muncesc în Spania. 2 ani de zile mi-a rupt oasele acolo ca să mă întorc și eu persoane respectabile aici, în țara mea, știi? Și am apucat să cumpăr o mașină de la niște băieți de treabă de acolo. Avem o poză cu mașina achiziționată de dumneavoastră, da. Pare destul de veche. Și dacă, băi, nu contează exteriorul. Contează că sub capot am motor Ferrari, toți cilindrii aia 8 s-au așezat în veu. Sunt curios dacă corespunde normelor Euro 3, Euro 4... Povedează dacă o calci un pic mai tare, și dar n-am reglat-o încă, știi, că taxa asta mi-a luat toți banii de piese noi. Și... Dar bani pentru piese Ferrari, Ferrari aveți? Dacă nu se mărea taxa, aveam bani de piese. Bun, dar în momentul acesta, ce aveți de gând să faceți? Toate ce să fac? Vâr mașina în curte și iar trebuie să-mi rup oasele pe la muncă până afară. Dar acum, Doamne, ajută-mă, Doamne, te rog eu frumos, ajută-mă.
Cu criza asta mondială, tare greu să găsești un loc de muncă. Dar și dacă îl găsesc, îmi iau piesele mai. Bun, nu pot decât să vă urez succes și să ne vedem cu bine peste câțiva ani. Sănătate. La revedere. Urmează... Te dau cu Ferrari-le. Urmează știrile sport. A? Și meteo. Este vacanță în fotbalul românesc. Majoritatea cluburilor au tras obloanele, iar patronii stau pe întuneric și își numără atent milioanele de euro. După ce vor termina cu număratul, se vor pregăti să facă noi transferuri de jucători. Acestea nu vor avea niciun efect asupra calității jocului, însă patronii vor avea mai mult de câștigat. Un caz concludent în acest sens este cel al lui Fănel Piuliță, jucător de divizia G, la clubul Avântul din Zăbrăuți, pe care l-am invitat azi în studio. Bună ziua! Bună! Salutare la toată lumea. Spectatorii noștri ar vrea să știe la ce club veți juca. Da, clubul la care voi juca este unul de renume. Face Sportul Paraști. Da, și voi juca alături de jucători mari. Castelnovic, Felescu și Vlaovnea. Și sper să fac o impresie bună. Cu toate că nu am înțeles răspunsul, o să continui. Ne puteți spune suma cu care ați fost transferat? Păi da, nu e niciun secret. Are mulți zerouri. Bănuiam asta. Și pe ce poziție veți juca noua echipă? Păi, având în vedere că la ultimul club am fost atacant, mijlocaș, am jucat și în apărare și când fane portarul o lua pe ulei, stăteam și în poartă. Cred că o să fac față cu succes oricărei poziții. Sunt sigură că echipa care v-a achiziționat o să ajungă să joace o finală de Cupa Europeană. Vă mulțumesc că ați acceptat invitația noastră. Și eu vă mulțumesc. Vremea va fi în general bună. Să începem cu lunca Dunării. La Giurgiu este 5 grade, Oravița 6 grade, mai sus, da, Timișoara, 7 grade, cu mici sau mari precipitații. La Cluj, picură, ușor, dar pot apărea și adverse, un duș rece pentru cei înfărbântați. Și Iașul se dezgheață, temperaturile vor sări de 0 grade, dați-vă șubele jos, băieți! La Constanța, vântul bate cu putere și ridică hainele. Bucureștiul rămâne sub presiune. Temperaturile vor fi critice pentru această perioadă a anului. Acestea au fost datele meteo prezentate de mine. Vă pup și vă mai așteptăm și mâine! Acestea au fost știrile pentru azi. La revedere!